O nouă seară de vis oferită în dar clienților de către Mamma Mia Restaurant and Catering. Începutul de săptămână le-a oferit tuturor celor care au ales terasa din inima orașului șansa de a face o călătorie culinară în minunata Grecie. Mâncărurile cu specific mediteranean, preparate de către șeful Camelia Timofte, au fost asortate cu vinuri fine, aer curat și multă voie bună. În această seară v-am pregătit un stifado. Este o mâncare specific grecească. Se fac din aproape toate felurile de carne, dar pentru această seară am ales pulpițe de pui. Pulpițele de pui le-am tăiat cuburi, după care le-am sotat un pic în tigaie cu ceapă, cu vin, cu rozmarin. Am adăugat un sos de roșii, dovlecei și un cartofior nou. Ce are special acest preparat în afară de dragostea cu care șeful l-a pregătit? Aromă de nucșoară, am pus un pic de curcuma să fie un pic picantă. Vom adăuga cimbrișor la urmă. Acestea fiind spuse, vă așteptăm să degustați produsul nostru. Dacă vă gândeați că surprizele pentru oaspeții restaurantului Mamma Mia s-au oprit aici, ei bine nu. Ele au continuat pentru că niciun ospăț adevărat nu se poate încheia fără un desert pe cinste. Este un desert tipic grecesc, un desert răcoritor, un iaurt cu fructe confiate, cu mere, cu miere și miez de nucă prăjit. Cu greu, dar am reușit să obținem de la șef Camelia Timofte secretul pentru ca acest desert să fie identic cu cel pregătit de către grecii autentici și ne-am gândit să vi-l dezvăluim și dumneavoastră. De obicei, nuca se prăjește, se decojește și se toacă mărunt. Iaurtul trebuie să fie rece și amestecul de fructe uscate trebuie să fie cât mai variat pentru a da gust și savoare. Și în momentul când îl mâncăm, ajungi într-o țară a viselor, a delicateselor. Astfel s-a scris povestea unei noi seri de vis, în care clienții restaurantului au fost răsfățați și s-au bucurat cu delicatese pe care doar într-o călătorie adevărată pe meleagurile însorite ale Greciei le-ar fi putut altfel savura. Surprizele pe care cei care sunt the best in town în domeniu le pregătesc ieșenilor și nu numai, nu se opresc aici. În fiecare luni, până la finalul sezonului estival, clienții Mamma Mia Restaurant and Catering vor putea realiza călătorii gastronomice în diferite colțuri ale lumii. Tot ceea ce trebuie să faceți este să dați un like paginii de Facebook a restaurantului pentru a fi în fiecare zi la curent cu toate detaliile despre noile destinații.